Decizia Consiliului Local Craiova de degajare a parcărilor de pe calea București de vehiculele funerare este văzută cu ochi buni de unii locatari din zonă. Sunt de acord, pentru că înțelegem, o singură mașină, da, dar 4, 5, 6 e firmă privată, poate să-și ia un spațiu cu totul în altă parte, nu neapărat la parterul blocurilor. Mie mi se pare bine. Eu niciodată nu prea mi-a plăcut chestia asta. Intri în oraș și parcă tot orașul e tot o murtăciune. Cred că este un lucru bun din cauza că se fac mai multe locuri de parcare și totuși ar trebui mutate într-un alt sediu, nu pe calea București, pentru că e principala linie, arteră, principală de la spre ieșire și pe intrare la aeroport. Acest lucru știți dumneavoastră că a creat diverse neplăceri locatarilor din zonă, numai acestora. Bănuiesc că și celor care tranzitau în municipiul Craiova, calea București este artera principală a municipiului Craiova, ne provocau disconfort inclusiv nouă. Era o mare adunătură de dricuri, adică nu erau unul, două aruncate printre mașini parcate pe calea București, erau practic 20-30 de dricuri ale diverselor firme care prestează activități în acea zonă. Poliția locală din Craiova a ridicat 4 vehicule funerare și a aplicat 9 amenzi în valoare totală de 18.000 de lei. Reprezentanții firmelor de pompe funebre sunt nemulțumiți de noile reglementări și spun că nu au fost înștiințați. Noi, dacă nu am vrea să respectăm legea, am înțelege că trebuie să fim pedepsiți. Noi nu eludăm legea, noi vrem să o respectăm în condiții în care suntem puși la punct cu ceea ce urmează să se facă. De exemplu, acum suntem vânați, să nu mai avem niciun fel de mașină în fața firmei, să nu mai scoatem din firmă sicrie, să nu mai scoatem cruci, să nu mai facem absolut nimic. Nu am aplicat regulamentul așa cum am fost de multe ori acuzați de administratorul acestor firme brusc. V-am repet, acest regulament este vigoare de 40 de zile, timp în care au avut timpul necesar să-și găsească alte locații pentru parcarea și staționarea acestor autovehicule care deservesc activitățile de pompe funebre. Mai mult, toate societățile de comerț și prestări servicii care funcționează la parterul blocurilor de pe calea București au la dispoziție 4 luni pentru a respecta noile reglementări, care prevăd, între altele, montarea de geamuri mate la vitrine și firme cu cifre volumetrice.